Numele meu este Tăbăcaru Gigi și în decursul a câtorva zeci de minute aș dori să vă prezint câteva noțiuni despre platforma Microsoft Teams, care este o platformă integrată oferită de cei de la compania. Da, frate. Da. Da. Bine, fetiță. Deci, care este o platformă oferită de cei de la Microsoft. Este free. Doar singura problemă care trebuie să, singura condiție mai corect pe care noi trebuie să o respectăm ca și unitate școlară este să avem un domeniu, un site al școlii. Iar pe baza acestui domeniu, acestui site, se pot crea în interiorul platformei Teams conturi dedicate pentru profesori și pentru elevi. Aceste conturi se creează direct pe platforma Office, o să vă arăt imediat care e pachetul integrat, iar apoi noi avem posibilitatea de a gestiona structura școlii în funcție de doleanțele noastre. Putem crea echipe, să le spunem așa, pe catedre, pe clase de elevi, pe subgrupe, pe grupe, pe consiliu profesoral și așa mai departe. De asemenea, avem posibilitatea de a posta teme, de a oferi un feedback elevilor, de a realiza corectarea acestor teme. Implicit, nota pe care o punem pe temă se stochează într-un segment separat al aplicației și, în cazul în care școala dispune de o platformă dedicată, cum ar fi, nu fac reclamă, să nu credeți, Adservio, 24 Edu sau ce mai platforme mai sunt ele în aceste momente free, altele sunt mai puțin libere. Se poate realiza transferul notelor pe care eu le am în aplicația mea Teams să se facă automat transferul și la aplicația dedicată a școlii în care am un catalog virtual. Pentru început, eu o să-mi șareze ecranul pentru a vă putea explica ceea ce spun. E mult mai bine. Să vedem decât să mă vedeți pe mine. O să-mi șarez acum ecranul pentru a putea observa exact aplicațiile și cum se creează clase și tot ce voi vorbi și în același timp pe fundal o să spun anumite indicații. Eu cred că mi-am șarat ecranul, dumneavoastră sper să-mi vedeți ecranul meu, să mă vedeți pe mine mai spre sfârșitul prezentării. Se vede ecranul? Dați din cap, da sau nu, ceva? Nu, Nu? nu. Imediat. Este un lag, așa am pățit și la ședința trecută. O așteptăm un pic și o să vedeți că apare ecranul. Se vede? Da. Da, bine. Imediat să. Acum se vede, da?
Ok, am înțeles. Bun. În acest moment eu v-am prezentat ecranul meu pentru a vedea ce putem face în cadrul platformei Microsoft Teams. Contul de intrare a fiecăruia dintre noi se intră pe pagina pe care noi ne vom loga cu un cont dedicat, cum v-am zis, se pot crea conturi dedicate pentru fiecare cadru didactic, pentru fiecare elev. Microsoft oferă prin această aplicație Teams un număr de 1 milion, circa 1 milion de conturi dedicate ce se pot crea atât pentru elevi cât și pentru profesori. 1 milion, dacă calculăm cam maxim 1000 de elevi pe fiecare instituție de învățământ în fiecare an, asta înseamnă că aplicația este relativ cu conturi nelimitate. Aici, după cum unii dintre dumneavoastră știți, alții aflați acum, sunt toate aplicațiile pe care Microsoft Office 365 A1, care este gratuit pentru educație, începând din anul 2017, nu este din anul 2020 de când avem această pandemie, este din 2017, ne oferă o serie de aplicații pe care noi le putem utiliza. Fiecare dintre noi ați auzit de pachetul Office, Word, Excel și așa mai departe. Dar oferă și pachetul de Outlook. Outlook-ul este în speță un program dedicat de adrese de e-mail dedicate pe fiecare școală. Mai avem pachetul Whiteboard, este această tablă albă pe care noi putem să o șarăm cu elevii din clasa noastră sau cu anumiți elevi, cărora le putem da dreptul de a scrie sau nu. Și aici observăm aplicația Teams. Eu dacă dau click acum, voi intra direct în contul meu de Microsoft Teams. Eu nu voi intra pentru că l-am deja descărcat aici și mă voi conecta pe contul meu de la instituția unde funcționez, cont dedicat. Pot să vă spun că în cadrul acestui pachet Office mai trebuie să reținem că avem o aplicație Steam care stochează toate înregistrările lecțiilor în cazul în care eu doresc să înregistrez lecția. Fie le salvează înregistrările lecțiilor în contul de cloud, fie eu pot să-mi descarc înregistrarea pe un suport extern, cum ar fi un hard extern sau un stick sau ce doresc eu, pentru a avea o dovadă ce au făcut prin participarea la lecții anumiți elevi sau eventual pot să mă dau exemplu pe mine ce tip de lecție am creat. Pe lângă acest Outlook de care am zis, pe lângă Steam, avem o secțiune de SharePoint care îmi permite mie să îmi șarez toate documentele, adică să împartajez documentele astfel încât se poată lucra la un moment dat mai multe persoane pe aceleași documente. Mai e o secțiune de OneNote și așa mai departe. Acestea sunt cele mai importante. Nu mă leg de Office, de Excel, de PowerPoint și de altele. Sunt foarte multe aplicații pe care ni le putem deschide în cadrul platformei acestea ca fiind aplicații incluse. Noi vom ajunge să deschidem un document Word, să-l creăm în cadrul acestei platforme Teams. Va rămâne și pe platformă, dar în cazul în care doresc, pot să îl reutilizez în cadrul platformei, pot să îl salvez și să-l utilizez în cadrul altor aplicații sau ca și document separat. Aceasta este platforma Microsoft Teams pe contul meu dedicat. În partea stângă avem o serie de meniuri care sunt legate de activitatea ce am avut eu în cadrul platformei. Chat. Chat-ul este un fel de
aplicație dedicată, cum ar fi WhatsApp-ul, în care se pot crea grupuri de lucru sau se poate face schimb de mesaje între două persoane diferite. Este partea de echipe în care eu am echipele din care fac parte, clasele mele, să zic, grupurile mele de lucru. Aici este partea, acestea sunt clasele mele. Este partea de teme pe care o să o prezentăm din altă parte, partea de apeluri și partea de fișiere, unde se stochează toate fișierele pe care eu am acces să le văd de la colegi sau pe care eu le-am postat elevilor, colegilor și așa mai departe. Oricine are un cont dedicat, contul și parola se vor genera automat de către administratorul bazei de date, fie a platformei, fie a Microsoft Teams, care se pot crea foarte simplu printr-un import de Excel cu numele și prenumele dumneavoastră și apoi se setează cum vrem să apară. De exemplu, la noi la școală apare p.nume.prenume, arond liceupauldima.ro, iar la elevi am făcut nume.prenume, arond liceupauldima.ro. Se generează toate și apoi fiecare copil își primește contul și parola asemănător ca la suita Google de la G Suite. Aici sunt datele mele, fiecare dintre voi. Și aici nu intru în detaliu pe chestii din acestea simple, o să spun doar ce este strict necesar de Microsoft Teams. Aici, ca și la telefon disponibil, setați mesaj de stare și așa mai departe. La partea de setări sunt niște noțiuni mai tehnice, să le spunem așa, în sensul că îmi dă voie să selectez tipul de aspect. Eu am clasele de forma asta, una sub alta, cum le vedeți aici. Sunt persoane care doresc să seteze de forma aceasta. Sunt persoane care preferă să meargă pe fundal implicit pe alb. Sunt persoane care lucrează mai mult noaptea și preferă culorile acestea. Dar aș spune aici că am posibilitatea să bifez aici și să-mi pornesc automat aplicația de fiecare dată când se deschide telefonul, laptopul, calculatorul. Asta înseamnă că aplicația mea va rămâne rezidentă în memorie și eu sunt logat continuu în cadrul Teams pe instituția mea și oricând pot fi apelat de un coleg, cum mă apelează pe WhatsApp sau pe mobil. De asemenea, aplicația îmi permite să o setez în foarte multe limbi. Pe toate dintre aceste accesări le găsim în partea aceasta de setări. Fiecare dintre noi are posibilitatea de a-și alege la un moment dat setările dorite. Vom merge acum în partea aceasta să prezentăm aceste elemente de meniu din stânga, să vedem cum apelăm anumiți clienți, să le spunem așa, sau să apelăm, să creăm clase, să lansăm niște teme, să punem niște note eventual. Și în final vă voi arăta cum se programează o lecție și apoi să vedem cum răspund elevii, dar cel mai probabil săptămâna viitoare, când doresc să facem întâlnirea nu pe acest Meet de la Google, ci să facem întâlnirea direct pe Teams. O să iau adresele de e-mail ale dumneavoastră și să vă trimit invitația direct pe Teams, să facem câteva noțiuni exact în platformă. Deci, la partea de activitate mi-arată că eu pe 27 august am avut o activitate cu o altă grupă. La partea de chat, aici eu, în partea de chat, îmi găsesc cele mai recente convorbiri pe care le-am avut eu personal. Dar, după cum v-am zis, când se configurează o unitate școlară și se creează conturi pentru toți elevii, toate cadrele didactice, tot personalul auxiliar care intră în contact, personal suport pentru anumite materii, la chimie, fizică, mai știu și eu, se creează conturi.
în ce constă aceste creieri de conturi, care e avantaj, care e dezavantaj. Avantajul este că nu am cum să mi apară persoane din afara instituției care să mă bruieze la oră. Nu am pe cine să invit eu decât doar ca, cu drept de invitat și pot să-i dau voie doar să privească. Am posibilitatea să-i dau voie să vorbească, am posibilitatea să-i dau voie să modifice materialele. Acum să revenim la partea aceasta de chat. Eu având toate persoanele din instituția mea, nu trebuie să scriu aici decât numele, să zicem că îl cheamă Alexandru. Și implicit, implicit îmi apar toate persoanele care au numele corespunzător cu ce am spus eu aici. Eu, în acel moment, voi da click pe unul din cei căutați pe care am dorit. Vedeți că mi-a apărut, acum sunt într-un chat cu un personaj, Bolozan Alexandru. Partea aceasta de chat este în care eu pot să-i scriu. Aici, în partea de jos, să mut ăsta de aici. În partea de jos pot să-i scriu un mesaj să-și facă temele. Simplu. Se trimite de aici exact ca la un Yahoo Messenger, cred. Și mi-a apărut mesajul pe care eu i l-am trimis acestui elev. Dar am și posibilitatea de a realiza transmiterea unui mesaj formatat, în care pot să îl aliniez, pot să scriu orice în anumite formate, mai mare, mai mic și așa mai departe. Da? Mai scriu ceva, observați că este un alt tip de format și dau la send. În acest moment, eu când am lansat, dacă elevul, personajul respectiv este online, îmi apare aici ca cu o bulină verde și el vede implicit mesajul și poate să-mi răspundă. O să încerc să caut un alt personaj, pentru că am încă un laptop lângă mine logat cu un cont de elev. Acesta este. Observați că s-a schimbat denumirea, deci s-a schimbat denumirea și dacă ne uităm aici, acesta îmi spune că e plecat, dar totuși este logat. Este logat, are aplicația deschisă, deși el și-a pus mesajul acesta de plecat. Eu dacă îi voi scrie acum un mesaj, nu contează ce scriu eu, important este ca el să primească. Eu acum mă uit pe celălalt calculator, nu am cum să fac conectarea, dar o să răspund un bună ziua de la celălalt. Și implicit mi-a apărut. Observați, aici am scris eu, aici îmi spune cine a vorbit. Acest individ între timp vedeți că este disponibil, adică are și el aplicația deschisă, aplicația aceasta Teams. Ce pot să mai spun? Aici este partea de chat cu acest personaj. Apoi aici, dacă vreau să îi trimit fișiere, pot să-i trimit fișiere, să partajez cu el ce fișiere doresc eu. Iar aici îmi arată activitatea lui pe care a desfășurat-o el în cadrul instituției. În acest moment a muncit mai puțin, doar a dat niște mesaje. De asemenea, eu pot să-l apelez video, dar nu o să fac acest lucru întrucât am o singură cameră și un singur microfon și apelându-l pe el, voi ieși din videoconferința cu dumneavoastră, pot să-l apelez audio, sau pot să partajez ecranul cu el. Nici acest lucru nu-l fac pentru că ar însemna să închid partajarea cu dumneavoastră și să intru într-o partajare din cadrul aplicației Teams. Dacă eu cu acest personaj sau cu care am o convenție să facem o echipă mai mare, pot să adaug și alte persoane la această conversație. Cu alte cuvinte, să-mi creez un grup
dar un grup doar de chat. În sensul de a vedea mai mulți acea aplicație, acele comunicații pe care le transmit eu la un moment dat. Asta e partea aceasta de chat. De asemenea, în cazul în care eu sunt foarte mulțumit de mesajul trimis de un anumit coleg, pot să-i dau aceste emoticoane, este foarte simplu, nu cred că are rost să pierdem, să zic, timpul explicând aceste noțiuni pe care cred 99,99% că toată lumea știe să le utilizeze. De asemenea, am greșit un mesaj, am posibilitatea să-l editez. Și implicit tot mesajul meu se modifică. Am scris și eu alte povești, nu contează ce scriu, contează ca prezentarea să fie pe înțelesul tuturor. Observați aici că pot să traduc, în cazul în care textul e într-o altă limbă, pot să-l traduc pentru a fi citit, pot să marchez ca citit, pot să șterg mesajul. Și mai am aici această opțiune care îmi permite mie ca acest mesaj, dacă o bifez, acest mesaj se transmite elevilor în două minute până când aceștia răspund. Deci mesajul se va redirecționa automat la două minute până când el ajunge la destinatar. Dacă destinatarul întâmplător este deconectat, chiar nu am ce să fac. Dar destinatarul meu este, l-a văzut, îmi arată că e vizualizat. Nu are rost să spun aici că aici am cele mai recente convorbiri cu cine am făcut eu discuție. E discuția dinainte, mai sunt niște discuții pe care le-am avut cu alți colegi de-ai noștri săptămâna trecută și se vede cam ce am făcut eu aici. Mergem mai departe, la partea de echipe, care este o parte puternică a acestei aplicații Teams, care îmi permite mie să îmi realizez grupe de cursanți sau clase. Observați că eu am avut în acest moment eu am niște clase aici, sunt clasele mele, dar pot să îmi creez și pot să șterg clase de fiecare dată când nu mai am nevoie de ele sau mai știu eu să le modific. Aceste clase se numesc echipe sau Teams este denumirea clasică, exact ca denumirea aplicației. Și pot să gestionez clasele creindu-mi, modificându-le, ștergându-le și așa mai departe. În partea de jos am aici, alăturați-vă sau creați o echipă. Eu implicit sunt la clasa 11-a, la canalul de geografie. Despre canale imediat o să discutăm. Mergem aici, alăturați-vă sau creați o echipă. Dar am mai multe opțiuni aici și mă uit, gestionați echipele sau comutați vizualizare. În partea de comutați vizualizare, am mai întâlnit-o când v-am explicat la setări. Dacă dau comutați vizualizare, eu am clasele de forma asta și îmi permite să realizez exact acea vizualizare de care vă spuneam anterior, să mi le gestionez cum dorește, să le gestioneze fiecare dintre noi cum dorește. Observați că acum clasele sunt gestionate de forma aceasta și de fiecare dată intru în clasă, văd la fiecare clasă ce canale am. Noi ca și școală am grupat elevii pe clase și apoi fiecare profesor poate să-și facă în interiorul clasei cum este aici, canalul general care este pentru toată lumea, dar poate să meargă la canalul geografie, engleză, începători, engleză avansați sau mai știu fiecare dintre dumneavoastră cum doriți să vă grupați elevii. Nu este obligatoriu ca toți elevii să fie
grupați pe clase. Fiecare își grupează cum dorește elevii. Odată introduși elevii în aplicație, am revenit la forma de listă. Odată grupați elevii și introduși în aplicația aceasta dedicată pentru școală, pentru unitatea noastră școlară, ei pot fi asociați de către profesor la orice clasă dorește profesorul respectiv. Eu dacă vreau să-mi fac o clasă acum, pot să iau, să zic, clasa performanță. Vreau să-mi fac, pot să iau un copil de la 9A, unul de la 5B, unul de la 2C și să-i fac olimpici la informatică. Mergem la crearea clasei. Alăturați-vă sau creați o echipă aici. Și am posibilitatea aceasta de a alege să mă alătur unei echipe având un cod. Asta înseamnă să dau acces și persoanelor din afara instituției să se alăture pe baza unui cod pe care îl generez eu, sau să-mi creez o echipă în cadrul școlii. Și o să-i dau creați echipă. La partea de creare echipe sunt patru șabloane. Șabloane în sensul că acesta este grupă, unitate școlară, a 9A, a 9B și așa mai departe, comunitate de învățare, adică cum ar fi o catedră, comisie metodică sau așa, personal aici doar pentru cadre, niște documente personale și aici alte tipuri de clase. Dar eu, dacă mi-aleg o clasă din asta, pot să o modific ulterior și să o aduc la o clasă din acest tip. Vom crea un tip clasă. Voi spune numele clasei, o să-l botez 01 septembrie. La descriere, scriem o simplă descriere, nu prea mult, că nu are rost. Și mergem înainte. Pot să utilizez un șablon din aici îmi dă voie să utilizez un șablon din toate clasele pe care le am eu, le consideră șabloane. De exemplu, dacă mi-am configurat o clasă 9A cu toți elevii, cu toate aplicațiile care le folosesc, să configurez ce site-uri doresc eu în cadrul aplicației, pot să copiez acest șablon și la o altă clasă. Nu copiez, fac o lecție de la început, o clasă. Mergem înainte și acum am posibilitatea de a îmi asocia dintre toți elevii care fac parte din unitatea pe care o configurez eu sau la care sunt eu, să-mi aleg ce elevi doresc eu. Și voi pune elevul pe care l-am pe calculatorul de lângă, că am nevoie de el. Îmi voi pune încă un elev, nu contează, pot să aleg orice elev din instituție. Am căutat un alt și el îmi arată toți elevii, toate conturile care au aceste, care corespund acestei căutări. Eu mai iau unul de aici, îl adaug și pe acesta. Acum mă duc și la partea de profesori. Tot la fel, voi căuta un profesor, să zicem, un profesor de al meu, care poate fi ca al doilea profesor, ca un profesor de cealaltă grupă. Sunt materii care un profesor poate face, îl adaug și aici, un profesor poate face cursul cu toată clasa, un cadru didactic va fi pentru grupa 1, un cadru didactic pentru grupa 2, ca să se vadă toate acele elemente comune, să vadă ambii profesori. Bun, dar o să mă întrebați acum că eu pot să adaug la profesor și un elev. Să zicem, pot să adaug la profesor și un elev. Am dat acest elev pe care l-am văzut anterior. Care e diferența în modul în care îl adaug elev și modul în care îl adaug profesor? Pentru că eu, dacă îl adaug pe acest Bolozan Alexandru în secțiunea de profesori, el va avea drepturi
de profesor. Adică, implicit, profesorii sunt setați cu dreptul de a lua cuvântul, de a partaja ecranul, de a realiza modificări, de a lucra pe aceleași documente și arate, fără a mai fi nevoie de acordul meu. În timp ce, dacă eu pot să-mi atașez aici, la ele studenți, un profesor, nu știu, dau un nume, Manea Vasile, vedeți că este cu P, e-mailul este cu P, deci este de la un profesor. Dacă eu îl adaug acum pe profesorul acesta, al doilea, la mine, dar cu drept de elev, el are aceleași drepturi ca și elev, deși contul a fost creat pentru un profesor. Și în acest moment am închis aplicația mea de creare a unei clase. Și observați că se spune, am adăugat aceste patru personaje, iar în partea de jos mi-a apărut clasa mea. Clasa se numește 1 septembrie, iar acest canal unde scrie general este un canal cum ar fi o echipă generală a clasei. O echipă generală a clasei cuprinde toți elevii, iar în cadrul acestui meniu care este canalul general, numele clasei este 01 septembrie, cum am botezat, am mers până la primul spațiu. Este canalul general unde aici toată lumea poate participa și a adăuga materiale și a realiza o conversație pe chatul clasei, exact cum aș face un chat direct cu un personaj, acum fac o discuție liberă, cum ar fi o discuție clasică cu toți elevii la o lecție de dirigenție. Observați că între timp a scris și elevul de lângă, care este online și a fost invitat, a scris și el și a făcut simțită prezența. Deci oricine are dreptul de a posta acest. De asemenea, în secțiunea de fișier,
Am revenit. Am revenit. Se pare că cineva a avut grijă să-mi dea o mică pauză. Am revenit, am avut o mică problemă cu internetul, se pare. Mă vedeți? Vedeți ecranul? Da. S-a conectat. Ecranul meu, da? Nu pe mine, ecranul. Da. Bun, bine. Rămăsesem la partea de... Ai liniștit că se vede bine. Am creat clasa. Da. Da? Bine, mulțumesc. Am creat clasa, asta s-a văzut, probabil la partea de fișiere ne-am blocat. Eram la partea de fișiere, e clar că nu pot să obțin fișiere pentru că nu am. Spuneam că bloc note este ca un caiet, bloc note școlar, pe care eu pot să îl personalizez. Bloc note, este un bloc note pe care un șablon de caiet, în special la preșcolar, pe care eu pot să-l personalizez. În partea de sus să scrie mic, în partea de mijloc să scrie mai știu eu ce doresc fiecare dintre noi, ca să facă copiii noștri. Și pot să-mi configurez eu. Fiecare dintre noi își configurează ce tip de material dorește să aibă ca și șablon. Ei, la partea de temă este meniul în care eu pot să îmi creez teme, niște materiale și în momentul în care se realizează un feedback de la temă, e cineva cu microfonul deschis. Deci, am să vă rog să închideți microfoanele, cine a uitat un microfon deschis. Doamna Anca Zaharia, vă rog să închideți microfonul. Da. Deci, în partea de teme, am posibilitatea de a crea o temă implicit prin cadrul acestei platforme. Deci, e posibilitatea de a crea temă, fie o temă, să zicem, din acesta stil grilă, fie posibilitatea de a crea o temă în care să am item de completat. Deci am aici posibilitatea de creare, se numește elemente atribuire, elemente de atribuire, adică să le dau ceva de făcut, nu doar să stea și să bifeze la grilă abu, că și întâmplător să nimerească 5 răspunsuri din 6 și să primească o notă de 9. Și mi apare astfel o temă nouă pentru acasă. Tema o să o botez T1. Aici, am scris T1. Aici, în cazul în care doresc, cum ar fi la română, să-mi notez tema respectivă ca fiind gramatică sau literatură, sau să spun începători sau avansați, pot să scriu aici. În partea de instrucțiuni, va trebui să scriu ce? Bine, pe lângă partea asta care îmi dă voie să editez, să fac mai boldat, mai înclinat, să apară mai importantă tema, scriu ce trebuie făcut. Rezolvați 100 de exerciții. Câte puncte? Să zicem că tema mea este de 10 puncte. Data când se atribuie este data de astăzi, adică eu astăzi realizez tema. Apoi am posibilitatea să selectez din clasă
doar anumiți elevi. Dau click pe acest plus și selectez doar elevii cărora le este dedicată tema. Cei care au mai mult, care sunt mai activi la oră, le dau mai mult, ceilalți pot să le dau mai puțin. Deci de aici pot să-mi aleg elevii pe care doresc eu. Și în acest moment voi da atribuire. Dacă dau salvare, tema aceasta a mea, intitulată R1, care are 10 puncte și le-am zis să rezolve 100 de exerciții, dacă dau salvare, îmi rămâne ca șablon. Nu le-am atribuit încă tema, dar implicit eu am dat tema aceasta de pe 1 septembrie până pe 2 septembrie. La ora, nu contează, putem să punem și aici o oră, o restricție. Când dau atribuire, implicit această temă se trimite tuturor elevilor din clasa mea. Eu ați văzut că am 2 elevi și 2 profesori. Tema va ajunge doar la elevi, nu și la profesori. Am dat atribuire. În acest moment, pe calculatorul elevului care este lângă mine, i-a apărut și lui tema pe care am trimis-o eu. Imediat i-a apărut tema R1 și vedeți, spune, a menționat utilizatorul în general și am transmis elevului tema. El a văzut tema, eventual și-o face sau nu și-o face. Eu între timp o să îl pun să și-o facă, să-mi scrie și el la tema aceasta, ca să primesc aici, să vedeți că se răspunde tot în cadrul platformei. Îi deschid tema pe care eu i-am transmis-o, încerc să o deschid. El va răspunde printr-un material sau un mesaj sau un document, pentru că aici am o temă creată pe care încă elevul nu a primit-o. O să modific un pic tema. Mi-a spus că nu a primit tema. O să o modific, să-i dau încă niște indicații. Posibil să fi căzut internetul și la al doilea calculator. Posibil. Ia să vedem. Editare, atribuire. Rezolvați. Se pare că nu a scris și 100. Adăugare resurse. În cazul în care doresc să-i dau și materialul, adică să-i dau paginile de unde să citească, pot să-i dau aici, să adauge resurse și îi atașez un fișier PDF pe care eu doresc să îl atașez. Îmi dă voie să atașez documente. O să închid, să nu pierdem timpul cu atașarea de documente. Deci rezolvați, adăugați puncte. Da, să zicem că mai adăugăm o rubrică, o altă rubrică, să zicem să-i dau și subiectul 2, dacă este necesar. Rubrică nouă. Un titlu, introducție, descrierea și așa mai departe. Atașez și rubrica aceasta. Numărul de puncte. Mai. Numărul de puncte. Să punem 10. Sper să nu mă fi pierdut iarăși. Nu pare. Hai să dăm
elimină. Niciun punct, să zicem, punctele 10, adaugă categorie, adaugă resurse, atribute de citire. Actualizăm. În acest moment, prin actualizarea temei, a ajuns și la elevul meu tema pe care trebuie să o facă. El primește tema, încearcă să atașeze un material. Observăm că, în principiu, nu a venit lucrarea elevului deocamdată. Nu, probabil am pierdut conexiunea cu al doilea calculator. O să încerc acum o nouă temă, până apare și asta. O să mai mergem la o nouă temă în cadrul aceleiași clase, să creăm un alt tip de temă. Da, pot salva tema și reatribui diferit. Nu știu, credeam că am pierdut conferința. La teme pot să pe lângă partea aceasta de teme pe care se pare că nu reușesc să o trimit elevului sau el nu o primește, pot atașa și o temă de tip grilă. Asta generez în cadrul aplicației Forms. Deci, aici am temele trimise de mine, îmi apare la schițe tema pentru ce doamna care a întrebat dacă pot să o salvez, să o trimit, îmi apare la schițe. Și în alte clase și la alți ele. Voi încerca să creez acum un alt tip de temă de tip test. Această temă de test vreau să vă arăt pentru că toți dintre noi știți că putem crea teste grilă utilizând aceste aplicații care sunt predefinite, aplicațiile acestea de tip Google Forms, formulare pe care eu pot să le generez prin multiplă și așa mai departe, în funcție de ceea ce doresc să evaluez la un moment dat. Observați că implicit mie mi s-a deschis o aplicație aceasta Forms pe care foarte mulți dintre noi am mai întâlnit-o. De asemenea, eu pot să generez un test nou sau pot să iau un formular
din cele pe care eu le aveam create anterior și să îl transmit elevilor de la clasa mea. Observați că eu am luat un șablon formă pe care acum îl trimit elevilor. Observați că el este acel generat anterior și eu nu am decât să îl atribui. Observați, am tema aceasta R1 pe care eu am creat-o anterior și pe care nu reușesc să o trimit studenților, pentru că este, se pare că am o problemă mai ciudată cu internetul. Și este această temă A, este acel formular Forms pe care eu l-am luat din cele salvate anterior săptămâna trecută și pe care eu pot să îl generez și să îl trimit studenților. Cam asta e partea pe care eu pot să o creez, elevii o primesc și ei implicit îmi răspund. Nu reușesc să mă conectez cu al doilea elev momentan. Se pare că am o problemă mai ciudățică, dar săptămâna viitoare vă voi arăta exact din aplicație cum se trimite și se primesc, inclusiv cu dumneavoastră. În partea de note, implicit îmi apăreau notele elevilor nu puse de mine, ci se generau automat de la teme, se va genera automat note elevului. Când am corectat tema, implicit se pun și note. O să încerc cu o temă de aici, de la clasa cealaltă, ca să vedeți că se răspunde implicit. Să văd, poate reușesc să mă conectez la al doilea calculator cu o temă din vechi. Am această temă din vechi pentru același individ fictiv pe care l-am creat eu. Se încarcă mai greu, e din cauza internetului de la mine. Am văzut elementele pe care le-am atribuit și aici îmi vizualizează toți studenții care mi-au răspuns la tema de data trecută. Am avut testul acesta, 10 puncte și aici mi-a generat automat notele elevilor. Eu i-am dat un 9, cred, sau un punctaj. Și el îmi afișează notele elevilor respectiv. Să sperăm că se încarcă mai repede. Se pare că nu vrea. Aici observ temele pe care le-am avut atribuite, temele returnate, adică temele care mi-au fost întoarse, nu am nimic momentan, și toate temele pe care le-am eu ca și schițe. Pentru a merge mai departe și a vă prezenta ce mai putem face noi în cadrul acestei aplicații, pe lângă partea asta care a funcționat mai puțin sau chiar mai deloc, eu pot să îmi creez o aplicație, un canal în care să îmi introduc din interiorul clasei doar un elev sau doi elevi, se pare că a venit și atribuirea cu tema, pot să îmi creez încă un canal, un canal însemnând un
o legătură privată, pe lângă canalul acesta general, în care toată lumea vede tot ce se întâmplă la postări, la fișiere, teme și note, pot să-mi creez încă un canal pentru să-l botezăm un canal de performanță. O să-l botez eu acum, canal, nou canal, îl botez performanță, în care pot să-i pun o descriere opțională, nu contează, dar aici am șansa de a pune o confidențialitate, în sensul că eu în acest canal îmi adaug doar persoanele, elevii pe care eu doresc să îi las să îmi modifice un document. De exemplu, vreau să fac un grafic Excel. În acest moment îmi adaug elevul pe care îl consider eu că am încredere în el, este acesta. Îl adaug, el în acest moment, pe canalul acesta, performanță, pe care l-am botezat performanță, are dreptul de a lucra cot la cot cu mine, în sensul că eu am posibilitatea de a crea un fișier, să zicem Excel, dar în același timp, pe același fișier, să lucreze și elevul respectiv. Cum se poate acest lucru? Pentru că, pe lângă canalul general, unde eu sunt doar profesor și elevii nu au decât posibilitatea de a privi, am acest canal performanță, dacă vedeți, este un canal privat, în care vom încerca să adăugăm niște fișiere. Am omis să vă spun că fiecare canal din acestea are un folder în care se încarcă documentele dedicate. Asta înseamnă, fie pot să le creez eu implicit prin intermediul aplicațiilor Office 365, fie le pot încărca ca și documente diferite. Voi încerca să creez acum un document nou. Voi lua, după cum am zis, voi încerca să creez un document de lucru Excel. Îl botez, nu contează. Se observă că implicit pune aplicația Excel. Mi se va deschide acum, tot în intermediul platformei, aplicația implicită pentru lucru cu fișier Excel. Aplicația implicită se deschide în cadrul platformei mele. Ia să vedem, nu cumva vorbesc singur. Se pare că nu. Deci, mi se deschide aplicația în cadrul acestei platforme. V-am spus că pot să deschid orice tip de document Office și îl creez în același timp pe platformă și eventual pot să-l și descarc pentru a-l utiliza în cadrul lecțiilor fără platforma aceasta Teams. Mi s-a deschis mie documentul, dar v-am spus, întrucât documentul acesta este șarat cu elevul respectiv de performanță pe care l-am introdus anterior, eu am intrat la celălalt calculator și am deschis același document și eu, în calitatea mea de profesor, dar documentul mi s-a deschis și pe celălalt calculator. Eu am scris acum aici niște informații, nu contează de care, fiind în timp real aceste documente, apar și pe calculatorul profesorului, dar și în contul elevului, exact în același timp, dar ce este specific acestui canal privat, și elevul poate să scrie în același timp cu profesorul. Adică putem lucra pe același document în același timp. Cu alte cuvinte, eu aș putea să pun în acest document, o să apară aici scris că a scris elevul ceva,
Vedeți? O să pot să scriu în același timp, să zic, 2 ori 2 sau ceva de genul acesta, iar elevul să îmi dea rezultatul. Eu sunt aici, pentru cine știe, pe lucru în Excel, aici e celula curentă, da? Deci observa că nu mișc celula curentă, nu mișc celula curentă, o voi lăsa aici, voi merge pe calculatorul, pe răspunsul, pe al doilea calculator al elevului. Ați văzut că n-am mișcat ăsta și mi-a apărut implicit de la elev rezultat. Deci noi suntem în același timp, pe același document, două persoane diferite. Ce e de remarcat aici? Documentul meu s-a deschis în timp. Eu nu am de ce să îl salvez. Dau doar închidere. Mi-am închis documentul. El implicit, documentul acesta creat de mine, nu contează ce tip de document este, îi dau închidere, întrucât pachetul Office 365 este introdus, este înglobat în aplicația mea, mi-a fost salvat cu numele dat de mine în acel moment. Dacă eu aș dori să iau acest document pentru a-l folosi în altă parte, nu am decât să apelez pe acest cuvânt descărcare, pe acest meniu descărcare și să îmi salvez documentul pentru a-l folosi ulterior. Cam asta e tot ce mi-am propus eu pentru astăzi, exceptând faza că nu am reușit să mă conectez la temă, dar văd că am reușit să mă conectez la partea de comunicare directă între doi elevi, să lucrăm în același timp. Aș dori să știu dacă aveți, mai știu, ceva întrebări. Văd că cineva a spus aici. Aveți cumva cum pun această prezentare? Da, doamna Chipirliu o să salveze înregistrarea tot ce a fost și o postează pe canalul de YouTube a Casei Corpului Didactic Galați. Eu acum, astăzi, v-am prezentat doar partea de setări personale aici, partea de chat, partea de echipe, cum se creează și cum se creează canale. O să intru din nou pe canalul general și să vă mai spun că în canalul acesta general se deschide unde apare numele clasei noastre, echipe create astăzi 01, numele canalului. Vom ajunge imediat pe canalul general. Aici am răspuns, da? Dacă merg pe canalul respectiv, hai mă încarcă-te. Se pare că se deconectează continuu. Așa, în partea de sus v-am spus că în cazul în care aleg să-mi fac o clasă pentru elevi, am numele clasei, numele canalului, care este implicit general, postările acestea, fișierele, care acum dacă dăm click, îmi apare fișierul acesta creat de noi astăzi, de mine împreună cu colegul, temele pe care le-am generat și este acest plus aici. Ei, acest plus aici îmi permite mie să atașez ca și resursă de sine stătătoare la clasa mea orice resursă am nevoie. De exemplu, pot să atașez forme, pot să atașez site-uri, un site predefinit pe care doresc să-l utilizeze elevii mei din clasa respectivă.
acestea sunt aplicații predefinite, cele mai utilizate. Word-ul, Excel-ul, PDF-ul n-am nevoie, dar pot să atașez un site web. Deci, în cazul în care dau click aici, am setat un site web, pot să scriu site-ul web, de exemplu, lecțiivirtuale.ro. Ei, de fiecare dată elevii nu trebuie să mai stea să caute unde găsesc informația. Eu pot să atașez aici fie aplicațiile pe care le folosesc, de exemplu, un ce să zic eu, aplicații de creare de teste, nu-mi vine nimic în minte. Dar pot să-i dau orice aplicație de aici, din toate aplicațiile, merge foarte greu internetul, de asta nici nu mai dau, dar pot să-i dau și un site web, selectez un site web aici și urmează să-i dau adresa exactă a site-ului web, numele firei, să zicem clasă virtuală. Iar adresa va fi www.edu.ro. Dau exemplu și implicit, când am dat www.edu, trebuie să pun HTTP, adresa clasică, HTTP, nici n-am scris bine, HTTPS, observați că mi-a apărut butonul salvați, adică am scris o adresă validă de internet. Ce pusesem eu, doar partea cu www.edu.ro, ați observat că nu îmi dă voie, o vede. Vedeți, am scris o adresă greșită, nu îmi dă voie să salvez. Acum o să-i pun o adresă, am zis clasa virtuală, am pus edu.ro, îi dau salvați și implicit îmi apare site-ul, va fi ca o nouă etichetă în cadrul aplicației mele, în cadrul canalului meu. Observați, pe lângă postările care le-am avut eu, îmi apare și site-ul acela. Nu mai trebuie să stea elevii să îl vizualizeze, site-ul respectiv. Întrebări dacă mai aveți legate de ce am prezentat eu, după cum a întrebat o colegă de-a noastră, material, vedeți că mi s-a deschis site-ul implicit, deci orice site pun, îi scriu o denumire aici și copiii văd varianta și se deschide în cadrul aplicației Teams site-ul respectiv și îmi caut materiale de care doresc eu. Alte întrebări dacă mai aveți? Pentru a lucra efectiv în Teams, cred că nu am pierdut conferința, se pare că nu. Pentru a lucra efectiv în Teams, pe data de 8, o să găsiți în adresa de e-mail cu care v-ați logat și pe care ați completat-o în acest formular, pe care cine nu a reușit să-l completeze, am să vă rog să-l completați. O să vă trimit un link, exact o conferință Teams, în care fiecare dintre dumneavoastră se va loga fie prin deschiderea aplicației Teams, dacă o aveți instalată, fie, dacă nu, aplicația Teams se va deschide în browserul web folosit, Netscape, Google Chrome sau mai știu eu ce aplicații folosiți pe sistem Android sau iOS. Iar atunci vă voi prezenta cum neșarăm tabla albă, cum înregistrăm aplicația din cadrul Teams, nu din cadrul acestui Meet, cum facem drepturi de acces asupra elevilor, că putem să le închidem microfoanele la toți, că ei pot ridica mâna și mă atenționează că vrea să spună ceva, cum pot să îmi schimb fundalul, că este un avantaj să stai acasă și să-ți pui un fundal în spate din Tenerife sau mai știu eu din cineva, că nu prea e corect să fim chiar așa văzuți. Nu avem nimic de ascuns, dar putem să ne punem orice tip de fundal, să zicem că suntem la mare, la munte și așa mai departe, și alții tipurile stau și învață. Iar ca și securitate, să știți că Microsoft, în principiu,
cu toate aceste aplicații pe care el ni le oferă, ne asigură protecția datelor, adică acel GDPR pe care toate țările membre ale UE sunt obligate și toate firmele din țările membre sunt obligate să le respecte, în sensul că eu în Outlook-ul meu, Outlook este adresa mea de e-mail dedicată, în sensul că cum am popescu@yahoo.com, toți dintre noi care aveți site veți avea o adresă dedicată popescu@ccdgalați.ro sau ionescu@ccdgalați.ro, pe care o accesați, eu încerc acum să o accesez, adresa mea de Outlook, Outlook-ul specific pentru contul acesta de Teams, și asemănător sau aproape identic ca la un Gmail, astfel de aplicații îmi gestionează mie Outlook, în care pot trimite și primi mesaje dedicate, adică cu numele instituției după numele meu. Întrebări dacă mai... să nu uitați să completați cei care n-ați completat chestionarul. Ia să văd dacă mai sunt alte întrebări. Chat văd că nu avem nimic. Outlook-ul meu... Uitați. Deci acesta este Outlook-ul meu. Dacă vă uitați, este exact ca un Gmail, ca orice provider din acesta de adrese de e-mail. Este Outlook-ul meu cu extensia dedicată. Deci pot primi, pot trimite mesaje și așa mai departe, cum aș face după orice adresă din aceasta free. Acestea se numesc adrese dedicate. Să vedem, nu cred că am mai văzut nimic. Chestionarul, vă rog. Chestionarul, credeți că l-am? Imediat să o rog pe Dana Chipiriu să-l mai posteze odată, că eu nu l-am. Nu l-am salvat. Da, o să intre doamna Chipiriu ca să posteze chestionarul, să completați și dumneavoastră și pentru adeverințe și pentru partea de invitație în cadrul Teams-ului pe care îl vom, l-a postat o colegă, vom încerca să-l facem în data de 8, tot la fel la ora 14. Promit că nu vă rețin mai mult de 50 de minute săptămâna viitoare. Dacă aveți orice altă neclaritate, ne auzim săptămâna viitoare și discutăm. Întrebări, ceva dacă mai aveți, vă răspund momentan. Dacă nu, să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare, să avem parte de un an ușor, să spun eu. Un an ușor, să avem parte, că asta e cel mai important în condițiile actuale. Am vrut să vă spun o zi bună, vă doresc, dar am pus spațiu pe lângă.